Italia vrea să vaccineze cel puțin 80% din populație până la sfârșitul lunii septembrie. Decizia pare să vină în urma criticilor care fac referire la ritmul lent al campaniei de imunizare din peninsulă. Până acum, aproximativ 3,8% dintre cetățenii au primit cele două doze de vaccin. Noul comisar special pentru coronavirus din Italia, Francesco Paolo Filiolo, a lansat un plan național de administrare a 500.000 de doze pe zi. Planul prevede și creșterea numărului de personal medical care administrează vaccinuri. Mai exact, se așteaptă un acord prin care medicii de familie, stomatologii sau chiar medicii stagiari vor avea posibilitatea să administreze italienilor dozele de vaccin. În ceea ce privește centrele de vaccinare, pe lângă cele deja existente, Italia va folosi cazarme militare, centre de producție, puncte de vânzare cu amănuntul, sal de sport, școli, dar și facilitățile Bisericii Catolice ca puncte de vaccinare. După aceste demersuri, Italia se așteaptă să primească un număr tot mai mare de vaccinuri. Livrările urmează să crească de la 15,7 milioane de doze în primul trimestru la 52,5 milioane între aprilie și iunie și la un vârf de 84,9 milioane în al treilea trimestru. Aproximativ 51 de milioane de italieni sunt eligibili pentru vaccin și 60% dintre aceștia ar putea fi vaccinați până la sfârșitul lunii iulie atingând primul prag pentru imunitatea de turmă din cea mai afectată țară de pandemie.